Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeu nostru în veci de veci. Amin. Stăm înaintea Cuvântului Lui Dumnezeu, să dăm ascultare ce vrea să ne spună prin cuvintele Lui și vreau să vă citesc ceva interesant. Poate că știți, poate că nu știți, dar vreau să aduc aminte despre Duhul de Răzvârtire. Duhul de răzvârtire este un lucru foarte periculos, frați și surori. Și la Cartea Numeri, la capitolul 16, ni se dă citire în felul următor. Cori, fiul lui Iețar, fiul lui Cheat. Numeri cât? Numeri 16. Pagina 164, cam Biblia numai românească. Fiul lui Cecheat, fiul lui Levi, s-a răsculat împotriva lui împreună cu Datan, Abiram și fiul lui Eliab și On, fiul lui Pelet, toți trei fii al lui Ruben. Spune că la versetul 3 spune așa, ei s-au adunat împotriva lui Moise și Aron și le-a zis, destul! Și Aron le-a zis, destul că și toată adunarea sunt, toți sunteți voi sfinți și Domnul este în mijlocul lor. Pentru ce vă ridicați voi mai presus de adunarea Domnului? Iar la versetul 5, versetul 4 spune așa, când a auzit Moise lucrul acesta, a căzut cu fața la pământ. A vorbit lui Core și la toată ceata lui și a zis, mâine Domnul se va arăta și cine este al lui și cine este sfânt și îl va lua, și îl va lăsa să se apropie de el. El îl va lăsa să se apropie de el, adică de Domnul, pe acela care îl va alege. Iar la versetul 6 spune așa, iată ce să faceți, luați cădelnițele, Core și toată ceata lui. Mâine puneți foc în ele și puneți tămâie pe el înaintea Domnului, acela pe care va alege Domnul va fi sfânt, destul copiii lui Levi. Moise a zis lui Core, ascultați dar copiii lui Levi. Și la versetul 11 spune așa, de ce te adun tu și ceata ta împotriva Domnului? Cine este acest Aron ca să cârtiți împotriva lui? Și voi sări la versetul 20 și unde a spus așa, Dumnezeu vorbește cu Moise aici. Că răzvârtirea aceasta, să știți că este un lucru foarte periculos. Și în zile de astăzi, și în zile din trecut, Dumnezeu urăște răzvârtirea. La versetul 20 spune așa, Domnul a vorbit lui Moise și lui Aron și a zis, depărtați-vă din mijlocul acestei adunări și o voi topi într-o clipă. La versetul 22 spune așa, ei au căzut cu fețele la pământ și au zis, Dumnezeule, Dumnezeul duhurilor și al cărui trup, un singur om a păcătuit să te mâne împotriva întregii adunări? Domnul a vorbit lui Moise și a zis, vorbește adunării și spune, dați-vă la o parte din preajma locuinței lui Core, Datan și Abiram. Și la versetul 26 spune așa, a vorbit adunării și a zis, depărtați-vă de cortul acestor oameni răi și să nu vă atingeți de nimic de ce este al lor, ca să nu periți odată cu pedepsirea lor pentru toate păcatele lor. Fraților, luați loc. Această lucrare care s-a întâmplat când Moise era, când a scos poporul din robia lui Egipt și când Dumnezeu i-a dat autoritate peste popor și făcea slujbele care le făcea și vorbea cu Dumnezeu gură la gură și Dumnezeu îl sfătuia și îl îndemna și îi dădea legile lui și poruncile lui ca poporul să se îndrepte și să se sfințească, că atunci când se întâlnește cu Domnul, să fie sfinți. Și acești oameni își găsesc un prilej, începând cu bătrânul Core, ca să răzbune, să se răzvârtească împotriva lui Moise și lui Aron. Și spune, ce numai tu ești cel prin care vorbește Domnul? Numai tu ești cel care ești sfânt? Numai tu ești cel prin care Dumnezeu poate să facă lucruri deosebite în Israel. Și să vedeți ce se întâmplă mai târziu. N-am mai lăsat să stați jos. Și zice așa.
un foc, la versetul 35, un foc a ieșit de la Domnul și a mistuit pe cei 20, pe cei 250 de oameni care aduceau tămâia. Dar înainte de a se întâmpla lucrul acesta, Moise a spus: iată, acum veți cunoaște că Domnul m-a trimis să fac aceste lucruri și că nu lucrez din capul meu, la versetul 28. Dacă oamenii aceștia vor muri cum mor toți oamenii și dacă vor avea aceeași soartă cu toți oamenii, înseamnă că nu m-a trimis Domnul. Dar dacă oamenii aceștia va face un lucru, dacă Domnul va face un lucru nemaiauzit, dacă pământul își va deschide gura ca să îi înghită cu tot ce au, așa încât să vă pogărâ de vie în locuința morților, atunci veți ști că oamenii aceștia au hulit pe Domnul. Pe când izbrăvea de spus aceste vorbe, pământul de sub ei s-a despicat în două, pământul s-a deschis gura și a înghețit pe cei și pe ei și casele lor, împreună cu toți oamenii lucrării și toate averele. Dumnezeu este un Dumnezeu plin de dragoste. Și se vorbește foarte mult, mulți vor să spună că Dumnezeu din vechime nu este același Dumnezeu ca din nou, din timpul Harului. Aveți o greșeală. Nu este adevărat. E același Dumnezeu. Da. El are mai multă îngăduință pentru că Harul s-a mulțit. Și El și-a dat pe Fiul Său să moară ca să ne răscumpere. Și deci El ne-a răscumpărat și ne-a dus la adevăr și la o cărare mai ușoară de înțeles, nu cu poveri, cu 600 și ceva de porunci care le-au adăugat El pe lângă cele 10 care le-a dat Domnul lui Moise. Și nu vă cere jertfe și nu vă cere dăruiri și nu vă cere sacrificație extraordinară, să vă spălați pe mâini, pe picioare, când vă atingeți, să sărbătoriți sărbătorile toate care au fost așezate în poporul Israel și să le țineți cu sfințenie, să țineți sabatul, să vă depărtați de mâncare, de anumite cărnuri, să nu mâncați porci sau dobitoace cu copita despicată, să vă feriți de pești, anumiți pești sau anumite verbi din aceștia șrimți, cum stau, cum trăiesc în mare. Deci Dumnezeu le pusese anumite porunci grele. De ce? Acestea au fost spre binele poporului. Poporul mergea prin pustie. Poporul nu avea refrigerator. Nu avea locuri unde să pună carnea ca să stea și să nu se strice. Nu avea locul unde să pună peștele unde să nu se strice. Și în pustie, de unde să prindă pește? Vă dați seama? Dar Dumnezeu a rânduit lucrurile acestea pentru că știa că vor ajunge până la urmă în Canaan. Și acolo să țină legile și să țină lucrurile, pentru că nu era știința așa de înaintată cum este la ora actuală și poți să mori foarte ușor mâncând anumite mâncăruri de genul ăsta, dacă nu asculți de pronunciul Dumnezeu. Dumnezeu le-a rânduit pentru că a știut de ce. Și cu sabatul. Vedeți că Domnul Iisus Hristos, când a venit și făcea vindecări în timpul sabatului, farisei și cărturarii l-au judecat și l-au pus jos, că el nu ține, că el este un învățător și este un un înaintaș al învățării izraeliților și învață poporul și are ucenici și el nu îi spune ca să ei să se spele pe mâini sau nu le spune ca ei să păzească sabatul, să nu mănânce anumite lucruri în timpul sabatului, să nu facă anumite lucruri în timpul sabatului. Deci erau niște porunci, erau niște lucruri apăsătoare pentru ei ca să le facă. Nouă ni s-a dat mai multă libertate, dar cu o condiție. Să știți că ni s-a dat 11 porunci. Deci a adăugat o poruncă deasupra, peste cele 10. Ne-a spus să le păstrăm și cele 10, dar pe deasupra a făcut încă una. Să-ți iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Să-ți iubești pe aproapele tău ca... Așa a spus Domnul Iisus, nu spun eu. Și acești oameni care s-au răzvârtit împotriva lui Moise și lui Aaron, ei sunt omorâți dintr-o dată, se despică pământul și sunt înghițiți, și dispar ei cu familiile lor
și cu averele lor și încă Dumnezeu vine și la cei 250. Am citit, zice, un foc a ieșit de la Domnul și a mistuit peste cei, pe cei 250 de oameni care aduceau tămâia. Vedeți? Tămâia aceasta era un simbol că Dumnezeu ascultă miroasă bunul plăcut al jertfei și al închinării pe care ei, de aia popii și oamenii de la ortodoxi și chiar și catolicii are tămâie și aprind lumânări și tămâiază locașul unde se roagă și popa strigă și cântă și face tradițiile care au fost pe timpul lui Moise, ei le țin și acum. Noi, care am primit o jertfă așa de deosebită, adică pe melul fără cusur, care s-a dat pentru păcatele noastre, nu mai avem nevoie să facem lucrul acesta. Pentru că El a ridicat toate jertfele, El a ridicat toată povara de pe noi. Singurul lucru ne cere să fim ascultători. Căci ascultare este mai mult decât o jertfă. Dar în plus ne-a dat alte învățători. Să-ți iubești pe aproapele tău, să trăiești în dragoste, să trăiești în unitate, să ai plinătatea Duhului Sfânt, să te anevoiești la nevoie și la încercări, să ai răbdare, să ai și îndelungă răbdare, să te supuni stăpânirilor, să cauți să faci bine când cineva îți cere, când cineva te cheamă și te îndeamnă ca să-i faci un bine, fă-i bine și du-te și te cheamă o mailă, du-te două maile, îți cere haina, dă-i și cămașa. De ce? Îi demonstrezi că îl iubești, îl demonstrezi că asculți pe Dumnezeu care ți-a spus ajută pe nevoiașul tău. Ajută pe cel care are nevoie ori de un ban, ori de o haină, ori de o mâncare, ori de un sfat prietenesc ca să-l ridici. Iuda spune să vă luptați pentru aceștia cu până la sânge, cu o luptă până la sânge. Deci să ne luptăm cu orice prilej ca să scoatem pe oamenii care au păcătuit, pe oamenii care s-au depărtat de Dumnezeu, chiar până și la sânge. Deci este o luptă extraordinară de groază. Și să vedeți ce mai spune, că să vedeți ce se face cu candețele care au fost. Vedeți? Le-a spus la acești 250 de oameni, plus la fiii lui Core, la bătrânul lui Core. Că s-a întâmplat ceva, să știți, fiii lui Core n-a fost acolo, n-a fost cu tata lor. Și fiii lui Core scriu psalm și am să vă citesc un psalm care ei îl slăvesc pe Dumnezeu și îl proslăvesc pe Dumnezeu pentru că ei au văzut minunea aceasta că tatăl lor și cei care s-au răsculat împotriva lui Moise au fost omorâți. Și zice, cei care au prins candelele și care au pus candele în fața cortului și au venit, cât și Moise l-a chemat pe toți, ca Dumnezeu să facă o alegere între ei și între Moise. Au fost omorâți toți. Și după aceea iau toate candelele acestea, la versetul 40, hai și timp 39, preotul Eleazar a luat cădelnițele de aramă pe care le adusese cei arci și a făcut din ele niște plăci pentru acoperirea altarului. Vedeți ce interesant? Deci Dumnezeu nu s-a lăsat bajocorit. Cu toate că i-au adus tămâie și au vrut să arate o evlavie, ca arată o evlavie când preoții tămăiesc poporul și se roagă pentru ei și iasă fumul ăla plăcut și vrea să-l împuneze pe Dumnezeu ca să aibă milă de popor. Dar ei erau răzvârtiți și ei tămăiau pe popor și arătau că ei sunt smeriți, dar ei erau răzvârtiți. Ce se întâmplă cu bisericile noastre creștine de astăzi? Când vine câte un frate și mă așa e de smerit și îi se dă o cinste și îi se dă o întâietate și până la urmă spune, dar câți bani mă plătiți pentru că eu am venit din Anglia sau am venit din Elveția sau am venit... Câți bani mi-ați strâns mie ca să-mi plătiți mie osteneala? Vedeți, fraților, au făcut din lucrarea lui Dumnezeu un câștig mărșav.
Da. Și Dumnezeu spune așa lui, la ucenici, să plecați din cetate în cetate cu mâinile goale, să nu luați nici traistă și să nu luați nici bucate, căci Dumnezeu vă va purta de grijă. În dar v-am dat și în dar să dați. Dacă Dumnezeu ți-a dat posibilitatea să spui o poezie, să cânți o cântare, să spui o predică, să te rogi, să faci o milostivenie, în dar să o faci și fără ca să ceri plată pentru acea lucrare care o faci. Domnul să te ajute la aceasta. Pentru că o faci pentru Domnul, nu o faci pentru fratele acesta în biserică, nu o faci pentru grupul care vin, nu o faci dintr-o fală sau dintr-o mândrie, nu o faci pentru ca să te scoți tu în evidență, ci o faci pentru proslăvirea cuvântului lui Dumnezeu și pentru avansul sau pentru înaintarea lucrării lui Dumnezeu pe pământ. Vedeți cum acești oameni care s-au ridicat împotriva lui Moise, Dumnezeu le face că darea lor de bine sau evlavia lor care au arătat-o și era falsă, o schimbă într-o lucrare de aducere a minte. Și spune lui Elezar, acesta ca să topească toate candelele respective și acesta e, la 40 zice, acesta este un semn de aducere a minte pentru copiii lui Israel, pentru că niciun străin care nu este din neamul lui Aaron să nu se apropie și să aducă tămâie înaintea Domnului și să nu îi se întâmple ce s-a ca lui Core și cetei lui, după cum spusese Domnul prin Moise. Nu erau ei izraeliți? Erau izraeliți, așa-i? De ce îi numește Dumnezeu străin? Când te-ai răzvărtit înaintea lui Dumnezeu, ești străin. Când te-ai răzvărtit înaintea unei biserici și spui că nu mă duc să mă întâlnesc cu acești oameni, ești străin. Când te-ai răzvărtit împotriva familiei tale și nu vrei să ai de-a face cu familia ta sau cu prietenii care le-ai cunoscut din tinerețe, ești un străin. Jertfele tale nu sunt primite. Rugăciunile tale nu sunt primite. Pentru că a spus Domnul, du-te și te împacă cu vrăjmașul tău. Și după aceea vine și adu rugăciunea la altar. Împacă-te cu el ca să-ți primească Dumnezeu rugăciunea. De aceea vine blestemurile și de aceea vin necazurile, durerile sufletești și trupești peste oamenii noștri, pentru că trăiesc în vrăjmășie, trăiesc în răzvârtire. Core și grupul lor de oameni s-a răzvârtit împotriva lui Moise din ce cauză? Că au fost geloși și au spus că ce numai Moise este lucrător în casa Domnului. Numai Aaron și Moise sunt oamenii care Dumnezeu vorbește cu el. Și prin ei poate Dumnezeu să vorbească. Și prin ei Dumnezeu poate să facă lucrări. Și atunci Moise a spus, veniți să ne judecăm. Veniți să ne punem înaintea lui Dumnezeu. Și dacă veți muri de o moarte normală, sau dacă Dumnezeu vă va îngădui și va lăsa să muriți de o moarte omenească obișnuită, înseamnă că nu a făcut Dumnezeu alegere între mine și voi. Dar dacă se va deschide pământul și veți fi înghițiți dintr-o dată, înseamnă că Dumnezeu m-a ales. N-a terminat bine vorbele lui Moise și pământul s-a deschis și i-a înghițit pe acești oameni de viu. Și ba mai mult, și ceilalți din jurul lor, 250, au fost arși cu foc. Și candelele lor, au fost topite și au fost puse pe altar ca un semn de aducere a minte. Ca toți cei ce se răzvârtesc, ca toți cei ce se împotrivesc lucrării lui Dumnezeu, să-și dea seama că Dumnezeu este iubitor, dar este și un Dumnezeu drept și aspru și judecă nu după cum gândești tu, judecă după judecata lui. Dacă te-ai răzvârtit împotriva familiei tale, dacă te-ai răzvârtit împotriva bisericii tale, dacă te-ai răzvârtit împotriva fratelui sau surorii, du-te și te împacă, pentru că nu știi când vine Dumnezeu și intră la lucru și îți va părea rău.
Dacă nu se va deschide pământul să te înghită, va veni altfel de orgie, te va arde cu un foc. Sau se va întâmpla să te întâmple ceva în trup, sau în viață, sau în suflet. Împacă-te cu vrăjmașul tău ca să poți să ai biruință chiar de pe acest pământ. Pentru că dacă nu te împaci cu el de aici, de pe pământ, când te vei duce în cer, Dumnezeu nu te recunoaște. Ai trăit în nelegiuire și spune, departe-te de la mine, că și nu te cunosc. Să vedeți ce psalm frumos au fiii lui Core. Psalmul 46 este o cântare a lui Core, a fiilor lui Core. Ei care n-au participat la răzbunare, la împotrivirea lui Moise. Spune, Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoie. De aceea nu ne temem chiar dacă s-a zguduit pământul și chiar dacă s-a clătina munții în inima mării, chiar dacă ar urla și ar spumega valurile mării și s-ar ridica până acolo să se cutremure munții, ei nu se tem de așa ceva. Este un râu al cărui izvoare, înveselesc cetatea lui Dumnezeu și sfântul locaș al locuinții celui preanalt. Dumnezeu este în mijlocul ei, ea nu se clatină, Dumnezeu o va ajuta în revărsatul zorilor. Neamurile se frământă, împărățiile se clatină, dar glasul lui răsună și pământul se topește de groază. Domnul oștirilor este cu noi, Domnul Iacob este un turn de scăpare pentru noi. Veniți și priviți lucrările Domnului, pustiile pe care le-a făcut el pe pământ și și-a pus capăt războaielor până la marginea pământului. El a sfârmat arcul și a rupt sulița și a ars cu foc carele de război. Opriți-vă și să știți că și eu sunt Dumnezeu. Eu stăpânesc peste neamuri. Eu stăpânesc pe pământ. Domnul oștirilor este cu noi. Dumnezeul lui Iacob este un turn de scăpare. Frații din Ucraina, frații din România, care a început să fie mult mai amenințată de veștele de războaie din Rusia, nu vă temeți de nimic, ci aduceți țara voastră, aduceți poporul vostru, aduceți bisericile voastre, familiile voastre, înaintea lui Dumnezeu, că El vă poartă de grijă. Rămâneți tari și încrezători, căci chiar dacă ar fi să cadă 10 la dreapta, 1000 la dreapta, 10.000 la stânga, Dumnezeu, dacă te are în planul Lui ca să te scape, te va scăpa și nu te va lăsa. De ce? Pentru că tu stai în lumină. Și să vedeți ce frumos spune Apostolul Ioan la capitolul 1, epistola 1 sobornăcească a lui Ioan. Pagina Biblie 1199. Dacă zicem că avem părtășie cu El și umblăm în întuneric, mințim, nu trăim adevărul. Dacă zici că ai părtășie cu Dumnezeu și nu vrei să vii în biserică, minți, căci aici este Domnul, aici este cuvântul. Cuvântul sfințește acest locaș. Pentru că este citit prin puterea Duhului Sfânt, prin adevărul Evangheliei și vrea să-ți răscolească inima, să te facă să înțelegi că zilele trec și tu te apropii să te întâlnești cu Dumnezeu și dacă nu ești în împăcare, ești un răzvârtit, ești un cârtitor, ești un șoveitor, ești un cleveditor, te duci la pierzare, fratele meu. Bagă de seamă că aceste cuvinte te vor urmări. Te uiți pe internet, te uiți la frați, judeci pe unul, judeci pe altul, n-ai părtășie cu surorile, n-ai părtășie cu frații. De ce? Pentru că ești un răzvârtit. Și așa cum Core și grupul gașca lor a fost răzvârtiți împotriva lui Moise, să nu te trezești într-o bună zi, să fii și tu răzvârtit împotriva unei lucrări care vrea să propășească într-un oraș. Această lucrare care este aici, care sunt, pot să zic, 20-30 de familii în orașul ăsta,
De ce nu sunt băncile pline? De ce nu sunt scaunele astea ocupate? Din cauza împietririi inimii voastre! Din cauza răzvârtirii! Împingeți-l pe pastorul acesta ca să fie, să cadă cu fața la pământ și să spună: Doamne, numai Tu ai lucrat și ai făcut ca aceste familii să vină înapoi în această... Și el să se bucure și să tresară, să spună: Doamne, numai mâna Ta a lucrat! Bine, cercetează-te să vezi dacă stai în lumină. Și spune așa: dar dacă umblăm în lumină după cum El este înșiși lumină, avem părtășii unii cu alții și sângele lui Iisus Hristos, Fiul Lui, ne curăță de orice păcat. Chiar dacă am clevetit, chiar dacă am șovăit, chiar dacă ne-am îndoit, chiar dacă am mințit, chiar dacă am furat, ne curăță de orice păcat. Dar dacă zicem că n-avem păcat, ne înșelăm singuri. Și adevărul nu este în noi. Și dacă nu este adevărul în tine, înseamnă că Dumnezeu nu locuiește cu tine. Înseamnă că Domnul Iisus nu are parte cu tine. Că cel este adevărul. În El nu este o umbră de schimbare. El nu a făcut o promisiune că acolo unde sunt doi sau trei, El va fi cu noi. El este aici. El este prezent unde se vestește cuvântul lui Dumnezeu, unde se citește, unde doi sau trei fați se adună ca să-L proslăvească pe Dumnezeu. El este aici. Unde ești tu? Ești răzvârtit. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățe de orice nelegiuire. Dar dacă zicem că n-am păcătuit, îl facem mincinos și cuvântul Lui nu este în noi. Cuvântul cu C mare, adică Domnul nostru Iisus Hristos, căci El a venit pe pământ, s-a întrupat, El a fost la începutul întemeierii acestui lume, prin cuvântul, prin El s-a făcut lumea, s-a făcut tot ce se vede în universul ăsta, te-a făcut și pe tine, m-a făcut și pe mine, și dacă nu ai adevărul Lui, nu ai cuvântul. Și dacă nu ai cuvântul, înseamnă că nu l-ai pe El. Și dacă nu l-ai pe El, când te vei duce și te vei înfățișa înaintea Lui, va spune: amin, amin, nu te cunosc. Chiar dacă ai dat mii de dolari, chiar dacă ai vorbit, chiar dacă ai vestit Evanghelia, chiar dacă te-ai rugat, chiar dacă s-au făcut și minuni prin tine, dacă nu ai adevărul Lui și nu trăiești în pace cu fratele tău, cu sora ta, și nu ești un om smerit și ascultător de El, îți va spune: depărtează-te de mine, căci nu te cunosc. Din ce? Din ce cauză? Că ai lucrat și fără de legea. Și Domnul să ne ajute, să ne ierte și să ne apropie de El, să înțelegem taina mântuirii. Taina mântuirii este foarte interesantă, fraților. Aici o găsiți. Dacă cercetează cineva cuvântul, nu se poate rătăci. Eu știu și sunt convins până la sfârșit să mă ajute Dumnezeu să stau în cuvântul Lui, să stau în planul Lui și pe voi acolo unde sunteți și prin încercările care treceți, să stați în planul Lui, în lumina Lui și în adevărul Lui și cuvântul să se lășluiască în viața voastră. Domnul să vă ajute la aceasta. Amin. Amin. Cântăm o cântare, că avem timp.